15 martie 2014, microcibarea câinilor va fi obligatorie. Ne puteți da mai multe detalii despre acest proces? Da. Pe data de 15 ianuarie anul acesta s-a publicat în Monitorul Oficial ordinul numărul 1 al ANSVSA privind identificarea și microcibarea câinilor cu stăpân. Acest ordin va intra în vigoare începând cu 15 martie și presupune ca fiecare stăpân de animale să vină la medicul veterinar să înregistreze cățelul, animalul de companie, și să-l microcipeze. Toți câinii care se nasc în perioada aceasta și până în 90 de zile vor fi identificați și microcipați înainte de vânzare, cumpărare, donare sau scoaterea în spațiile publice și înainte obligatoriu de vaccinul antirabic. Cei care deja au fost microcipați, li se va schimba carnetul de sănătate. Ce are acest carnet de sănătate în plus, se va trece codul numeric personal al proprietarului, iar toți câinii se vor înregistra la nivel de țară în registrul câinilor cu stăpân. Se va face o bază de date. Pentru cei care vor să plece în străinătate, alături de acest carnet de sănătate, va trebui să aibă obligatoriu și pașaportul pe care se trece numărul de pe microchip, același număr care va fi trecut și pe carnetul de sănătate. Acest număr este un număr unic, se poate verifica printr-o scanare cu un aparat special de citire a microchipului. Microchipul reprezintă un obiect de identificare foarte mic, se introduce sub pielea animalului undeva la ceafă, nu migrează, nu deranjează cu absolut nimic animalul. Este un singur microchip și nu se scoate, nu se schimbă, se lasă pe toată durata vieții lui. În cazul în care se pierde, la un moment dat, acesta fiind înregistrat într-o bază de date, proprietarul își va putea găsi mult mai ușor animăluțul. Da. Care este data limită pentru microciparea câinilor? Data limită este de 1 decembrie, de fapt 31 decembrie 2014, 1 ianuarie 2015, cam pe acolo. După această dată nu mai au voie stăpânii să aibă câini nemicrocipați. Toți ceilalți câini care sunt nemicrocipați se presupune că sunt câini fără stăpân și or să se supună legilor în vigoare.